Seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitatul din această seară este fostul primar al municipiului Baia Mare și secretarul coordonator al PNL Maramureș, domnul Cristian Anghel. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Anghel, am început emisiunea în primul rând prezentându-vă ca și fost primar, pentru că aș vrea să ne raportăm în această emisiune puțin și la ce înseamnă administrația publică locală, dar și la subiectele politice. Și pentru că am auzit deseori în ultima vreme sintagma noul PNL, noul PNL, care, mă rog, pe mine ca și cunoscător al liberalilor mă zgârie puțin pe ureche, pentru că PNL-ul e vechi de când, să spunem, a fost Brătianu și toți ceilalți fondatori. Noul PNL ce înseamnă la nivel de Maramureș și ce înseamnă viziunea noastră la nivel național? Eu prefer să-i spun PNL, pentru că entitatea este bine cunoscută din istorie și s-a decis ca această denumire să fie păstrată în continuare. PNL-ul are o istorie, PNL-ul are o doctrină, PNL-ul are acum un statut adaptat la condițiile modernității pe care le trăim astăzi. Din punctul meu de vedere, o regrupare a forțelor de dreapta sau pe dreapta șichierului politic era obligatorie, pentru că asistam la un colos social-democrat pe partea stângă și pe partea dreaptă o fragmentare politică cu mai multe partide care nu întotdeauna reușeau să-și armonizeze opțiunile, interesele și acțiunile ca atare. Este un lucru pozitiv. În orice țară cu o democrație serioasă nu există mai mult de 2, 3, 4 partide. Uitați-vă la Marea Britanie, uitați-vă la Statele Unite. Putem lua și exemplu Franței, dar în general sunt grupuri mari politice care respectă anumite exigențe la nivel de doctrină și care aplică în practică aceste precizări, aceste prevederi. Cum vedeți fuziunea aceasta din interiorul partidului, care ar trebui să înceapă undeva la nivel local, în primul rând? Nu e simplă, pentru că am fost și adversari politici. Nu e simplă pentru că există întotdeauna orgolii locale, naționale. Ar trebui să încercăm să punem în prim plan interesul comun, interesul public, proiectul acesta de a crea o dreaptă autentică și lui să îi fie subsumate toate aceste ambiții, orgolii sau pretenții personale sau chiar, să spunem, politice locale. Este evident că sunt județe în care fostul PNL are o reprezentativitate mai bună, cu președinte de Consiliu Județean, eu știu, primarii, viceprimari, consilier local județeni. Sunt județe în care PDL-ul, fostul PDL, stă mai bine. Lucrurile trebuie să fie, după mine, încet, încet puse la punct și sper să se ajungă la o soluție, în așa fel încât în anul 2017 să se realizeze complet această fuziune. Opțiunea sau ideea de a nu efectua alegeri comune în perioada 2015-2016 mi se pare corectă, pentru că orice fel de competiție internă creează și dispute și creează nemulțumiri și atunci am fi intrat în 2016 ca an electoral, atât la locale cât și la alegerile parlamentare, cu un anumit handicap. Da, 2016 va fi oricum un an în care vor fi alegeri locale. Practic, la nivelul organizațiilor locale, PNL și PDL vor trebui să fie practic una și aceeași persoană, să zic în ghilimele. Așa este. Mi-este greu să cred că cel puțin la nivel de Maramureș, Mircea Man se va integra suficient de bine în PNL sau PNL-ul va integra suficient de bine pe Mircea Man în condițiile în care urmează alegerile pentru președinția Consiliului Județean. Poate dânsul se gândește deja la
o astfel de funcție, o astfel de candidatură. Eu nu știu la ce se gândește în momentul de față domnul Mircea Man, dar dânsul are o responsabilitate foarte serioasă în calitate de copreședinte și va rămâne copreședinte până în 2017, că așa am decis. Amănunte privind, să spunem, pașii pe care îi facem la nivel local înspre fuziune sau înspre selectarea candidaților la care vă refereați, vor apărea ulterior. Noi avem o întâlnire sâmbătă la Iași cu ocazia Zilei Unirii. Este și vineri seara un birou permanent național unde se discută câteva elemente de acest gen și de asemenea în data de 30 ianuarie la București, sâmbătă, va fi un Consiliu Național în care va fi prezentă și o delegație din Maramureș, care are două componente. Una, cei care sunt membri de drept, mă refer la copreședinți parlamentari și cei care au calități în administrația publică locală, și 8 delegați. Probabil că vor fi 4 de la fostul PNL și 4 de la fostul PDL. Acolo se vor discuta, cred eu, detaliile legate de pașii următori pe care trebuie să-i facem. Acum, ce să vă spun? Fiecare își imaginează anumite scenarii. Fiecare are pretenții pe care le consideră valabile. Din punctul meu de vedere, dar este punctul meu de vedere, o selecție a candidaților în ceea ce privește anumite funcții reprezentative în administrația locală trebuie făcută în funcție de sondaje de opinie și de tendința de creștere a candidaților în timp. Adică nu este suficient să ocupi o funcție de conducere dacă nu ești cel mai potrivit candidat pentru calitatea pe care vrei să o ocupi sau să o ai. Deci, din punctul meu de vedere, și dacă există, să spunem, o repartizare inegală între PNL și PDL, dacă există o persoană din fostul PDL sau din fostul PNL care are sufragii pentru o anumită funcție, logica politică, logica câștigului, nu? Că pe asta trebuie să gândim, face ca acea persoană să fie selectată. Sper să existe acest model de jurizare politică internă, în așa fel încât să selectăm candidații cei mai potriviți și cu șanse serioase de câștig. Asta nu înseamnă că limitez opțiunile unora sau altora, că unii sau alții nu merită să-și exprime dorințe în acest sens. Din punctul meu de vedere, probabil că în scurt timp se vor lansa și invitații pentru membrii de partid care doresc să parcurgă un anumit traseu. Nu? Am mai fost la o discuție cu cineva odată și am spus, din punctul meu de vedere, ca și secretar coordonator, pot să propun niște lucruri. Evident, biroul este cel care decide, președinții, copreședinții, cei care susțin sau nu această opinie. Pot fi mai multe persoane care să-și asume aceeași dorință. Le punem în competiție, efectuăm un sondaj de opinie inițial, efectuăm un sondaj de opinie după 6 luni. Vă aveți 6 luni ca să vă desfășurați în județ sau în localitatea respectivă. După 6 luni vedem de unde ați plecat, unde ați ajuns, cine a reușit să crească și cine are această tendință de creștere. Și putem face prin extrapolare, să spunem, și o apreciere la ce înseamnă 2016. Deci, mai sunt sondajul de opinie clasic, un sondaj de opinie. După mine, un sondaj de opinie corect exprimă voința cetățenilor atât la nivel politic, adică la vis-a-vis de Partidul Național Liberal, cât și la nivel personal în legătură cu candidatul care dorește să ocupe acel post. Acum a trebuit să punem, cred eu, în balanță toate, să spunem, funcțiile sau calitățile la care se poate aspira în 2016. Nu cred că ar fi bine să gândim separat localele de parlamentare, pentru că ele sunt într-un fel legate. Dacă la locale avem un start bun, evident că și parlamentarele vor urma, să zicem, un curs firesc. Sunt persoane care doresc să se îndrepte către un post în Parlamentul României, persoane care au interese sau au opțiuni pe plan local. Trebuie să știm exact și ce va însemna modul de alegere, da?
Adică una din prioritățile pe care le-a exprimat și președintele Iohannis și văd că și partidele, majoritatea în momentul de față, îl reprezintă, să spunem, adaptarea, modificarea legislației electorale. Se vorbește în mod frecvent de trecerea la votul pe liste sau vot mixt. Se vorbește despre alegerea primarilor și a președinților de consilii țene în două tururi de scrutin, dacă nu se reușește 50% în primul tur, ceea ce mi se pare o abordare mai logică. Și vă dau și un argument că poate nu-l aveați. Să știți cum a apărut această idee de a fi ales președinte de consiliu țean din primul tur. În 2008, știți că s-a trecut la votul pe liste, de la votul pe listă la votul, e greșit spus uninominal, ci în colegii uninominale, așa e corect, și atunci niște personaje care în momentul de față susțin alegerea în tot turul de scrutin, susțin limitarea, să zicem, puterilor președinței Consiliului Țene, domnul Liviu Dragnea în speță, împreună cu Vrancea și cu Constanța, Marianu Prișan și Nicușor Constantinescu, au presat și s-a și reușit ca atunci când s-a votat legea electorală pentru Parlamentul României să fie acolo adăugat și articolul cu privire la alegerea președinților de consiliu din primul tur. După mine a fost o greșeală și ea între timp n-a fost reparată. De ce? În primul rând a permis, de exemplu, și acum nu vreau să mă leg de colegii mei, a permis PDL-ului să aibă 14 președinți de consiliu de țeni. Pentru că obținând în primul tur un procent care te-a considerat câștigător, au rămas afară două partide, PNL-ul și PSD-ul, care poate împreună făceau mai mult. Deci dacă s-ar fi putut negocia în turul 2, evident că atunci și PNL-ul și PSD-ul ar fi avut ceva de câștigat în plus. Asta nu înseamnă că îi desconsider pe cei de la PDL. Așa a fost legea, am respectat-o toți, așa s-a întâmplat. Pe de altă parte, a fost transformat președintele Consiliului Județean într-un fel de lider autoritar al județului. Acum ne plângem de chestia asta. În ce sens? În primul rând, la Maramureș e un caz mai special. Nu știu bun, cât de discutăm la modul general. Discutăm la modul general. Deci, președintele Consiliului Județean centrează, dă cu capul și marchează. În ce sens? El este ales, să spunem, în ghilimele, uninominal. După aceea devine membru în Consiliul Județean, cu drept de vot și conduce ședințele de Consiliul Județean. Deci el centrează, după aceea el dă cu capul, după care el execută hotărârile pe care le-a votat ca și șef al executivului, deci și marchează. Deci pe undeva este o struță cămilă care ar trebui să aibă partajate aceste responsabilități. Făcând o asociere cu primarul, nu consider că este corect ca două persoane care sunt alese în același mod să aibă atribuții diferite. Atunci când noi la Asociația Municipiilor, când o conduceam, am propus ca primarul să aibă statutul președintelui de Consiliul Județean, adică să conducă cel puțin ședințe de Consiliu Local, nu neapărat să facă parte din Consiliul Local, pentru că, într-adevăr, era un amestec între executiv și deliberativ, Consiliul Local deliberativ, executiv primăria. Nu s-a putut. În schimb, dincoace s-a putut. Mai mult decât atât, nici în momentul de față, președintele Consiliului Județean nu i s-a conferit calitatea de autoritate, pentru că trebuia să fie modificată Constituția. În Constituție sunt trei autorități. Consiliul Local, Consiliul Județean și primar. De ce? Pentru că sunt alese direct. Președintele Consiliului Județean era ales pe vremea când a fost votată Constituția de către, indirect, de către Consiliul. Da. Și de aceea nu era autoritate. Au trecut din 2008 6 ani, 7 ani imediat și nu i s-a dat acest drept de autoritate, fiindcă nu s-a modificat Constituția. Pe undeva trebuie reglate aceste lucruri, într-un fel sau altul. E bine, din punctul meu de vedere, că se merge pe ideea de a fi ales în două tururi de scrutin, pentru că îi conferă o mai mare legitimitate. Da, lucrul acesta e bun și pentru primar, de exemplu? E bun și pentru primar. Pentru că un primar care câștigă primăria cu 30%,
la o prezență la vot de 40%, practic are 12%. Dacă intră în turul 2 și face 50%, înseamnă că deja are legitimitate. Indiferent că este independent, indiferent că face parte sau într-o formă, el are, legislatorul a fost ales cu jumătate plus unul din cei care au fost la vot, e adevărat, nu din toată populația, dar îi conferă o putere mai mare. Vis-a-vis de separarea, să spunem, puterii politice de cea administrativă, aici se pot purta diverse discuții. Cert este că la noi în România se adoptă asemenea propuneri în general după reactiv, adică după ce s-a întâmplat ceva. Dacă în 16 noiembrie Ponta ar fi câștigat președinția, nu cred că asistăm acum la asemenea propuneri din partea PSD-ului. Da, la pacte și... Deci reformarea PSD-ului, din punctul meu de vedere, chiar dacă se spune că nu e bine să vorbești despre celelalte partide, nu se poate face decât numai pe trei criterii, și anume pe a încerca să scap de baronii locali. În primul rând să-i lași fără bani, doi să-i lași fără autoritate, da? Și trei să-i pui deoparte pe cei care au probleme cu DNA. Nu asta este soluția. Deci reformarea nu înseamnă numai la nivel de persoane. Reformarea înseamnă la nivel de doctrină, la nivel de gândire, la nivel de componență, să spunem așa. Aici trebuie să fie oameni care să fie cu adevărat de stânga, serioși, generoși, compleți, pregătiți. E greu. Reformarea durează. Nu se poate face prin două măsuri anunțate că în două luni de zile... Deci, în primul rând, noi lansăm ideea și după aia căutăm argumentele. Aici e problema în România. Vorbim și despre reformarea PSD-ului, dar aș vrea să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, care ar fi soluția pe care ar trebui să o adopte PNL-ul, PNL Maramureș mai exact, în relația cu primarii traseiști, care, foarte mulți dintre ei, dau deja semne de întoarcere, de dorința de a reveni de acolo de unde au plecat, sau chiar, surprinzător, sunt și unii primari de la PSD care își manifestă dorința de a veni în noul PNL, că tot e la mod acum. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră și să vă spun că eu nu am aceeași părere, mă refer la mine ca persoană, cu majoritatea celor din partid, inclusiv cu cei de la centru. Asta nu înseamnă că nu respect deciziile partidului. Dar este vorba de opțiunea mea personală și pot să vă spun, pentru că nu e secretă. Chiar în seara alegerilor, când la sediul PNL s-a dat o șampanie și cei doi copreședinți comentau acest lucru, am spus, îmi pare rău, eu nu sunt de acord cu voi, eu știu cine a plecat și unde a plecat, am menținut legătura cu aceste persoane, n-aveam de ce să mă cert cu ei, eu nu sunt o fire agresivă. Dar nu e vorba de a te certa, e vorba de verticalitatea politică pe care trebuie să o ai. Da, că deci mi s-a părut că ei trebuie să suporte consecințele ulterioare și într-un fel și în celălalt. Unii dintre ei sunt chiar potenți pentru 2016 și să nu uităm că va fi greu să găsim în comunitatea respectivă alți candidați care să fie, să spunem, cu șanse de câștig. E o discuție care poate fi mai lungă. Bun, dar de ce să pleci din partid atunci când nu e la guvernare sau când e mai rău sau când sunt alegeri? Bine. Și să te duci la partidul care e la guvernare, iar după aia să zici, da, hai că ai înapoi, adică unde e până la urmă coloana vertebrală din politică? Sau sărăcia, sunt antagonice astea două? Sărăcia și subiectivismul în alocarea resurselor conduc spre aceste situații. Și această încălcare, după mine, a Constituției prin ordonanța Veselă 55, care a suspendat practic statul de drept 45 de zile, da? A încercat să facă o migrație de aleși locali dintr-o parte într-alta, iar argumentele au fost penibile. Deci dumneavoastră i-ați reprimi partid pe cei care doresc să se întoarcă? Poate că i-aș reprimi selectiv, poate că aș face și niște analize vis-a-vis de modul cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale în comunitățile respective și ce rezultate am avut, pentru că unii au avut interesul material de a realiza niște lucruri în comună și pe undeva îi înțeleg, pentru că banii au fost foarte puțini, toți au fost puși deoparte să fie repartizat subiectiv și ei aveau niște proiecte începute, niște obligații față de comunitate, asta o înțeleg. Dar să te duci pe față și să faci campanie împotriva partidului din care ai plecat, asta nu o înțeleg. Deci, repet, selectiv putem discuta despre ei. N-am vorbit despre toți.
Da, spuneați despre faptul că banii nu ajung și se alocă discreționar. Iată, avem o nouă propunere în legea bugetului ca municipiile să primească o anumită sumă fixă, comunele o altă sumă fixă. Ce părere aveți despre noua propunere de repartizare a banilor nu, pentru bugetul nu, local? Nu cred că este vorba de a primi o sumă fixă, ci este vorba de a garanta un buget minimal în valoare de. Mi se pare că la municipii este de 500, o sumă garantată, 500 de milioane așa. De lei, parcă, da. Sau așa ceva. Da? Deci primesc, practic, în completare la veniturile pe care le au, în așa fel încât să nu ajungă o comună sub 15 miliarde lei vechi, un oraș nu știu cât și un municipiu nu știu cât. După mine, e o prostie. E o prostie din mai multe puncte de vedere. În primul rând, vorbim de descentralizare în România, iar domnul ministru Vâlcov, pe care îl cunosc, a fost primar la Slatina și mi-a fost subaltern la Asociația Municipiilor. Nu pot să comentez, să zicem, prestația dânsului ca ministru, dar să-mi spună mie că a aloca de la București către comunitate direct o sumă înseamnă descentralizare, mi se pare o greșeală. Descentralizare înseamnă cu totul altceva. Descentralizare înseamnă că banii trebuie să rămână la nivel local. Nu să plece la București și Bucureștiul să îi împartă după aceea. Că aia nu este descentralizare. A doua chestiune, sunt comunități care nu sunt încurajate să facă venituri. În momentul în care știi clar că vei avea 15 miliarde în fiecare an, n-ai așa foarte mare interes să produci, să aduci investitori, să... Trebuie văzut și ce nivel de taxe și impozite au pus comunele respective. Pentru că unii electoral vorbind, poate că pe baza aceasta vor micșora taxele și impozitele locale, pentru că știu că oricum vor primi până la nivel minim de 15 miliarde, dau exemplu de comune, și exemple date de către ministru numai cele favorabile. Sunt și comunități care pierd resurse. Luați pâine sub munte sau altele și veți vedea că pierd. Deci dânsul, cum da, să spun, vă susține... raportați la nivel național, dar uitați și în plan local, vine un comunicat de presă de la PSD Maramureș, în care domnul Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș, spune prin această reglementare privind repartizarea sumelor de echilibrare pentru bugetele unităților administrative teritoriale, guvernul României face un pas extrem de curajos și dă posibilitatea fiecărei comunități de a avea o șansă la dezvoltare. Este o repartizare pur tehnică, pur matematică, care exclude orice decizie politică. Păi, decizia de sus este tot politică. Pentru că trebuie să facem diferența între ceea ce înseamnă dezvoltare și funcționare. Există în legislația actuală, de pe vremea când eram primar și președinte Asociației Municipiilor, cele două componente ale bugetului. Bugetul de funcționare și bugetul de dezvoltare. Cel de funcționare mi se pare normal să-l asigur la fiecare comunitate. Dar ca să poți să sprijin o comunitate, în primul rând trebuie să vezi dacă și-a încercat toate posibilitățile de a-și face venituri. În momentul în care ai constatat că la un număr de 500 de comune din România, mergând, să spunem, la valoarea maximă a taxelor și impozitelor locale, nu poți să ajungă la un nivel de buget care să asigure funcționarea, vii și suplimentezi. Pentru dezvoltare este altceva. Pentru dezvoltare trebuie să aibă proiecte, să aibă strategii, să aibă planuri de acțiune, să aibă celelalte. Cum să vă spun? Adică aloci niște bani cum? Pe ce motive? Deci să existe niște... Deci eu i-aș aloca și direct și prin Consiliul Județean cu destinație specială pe proiectele care există. Dar trebuie să-mi demonstreze că au interes, că au făcut toată documentația ca atare. Acum, eu nu vreau să mă refer la ce comentează alte persoane. Evident că nu se comentează împotriva deciziei guvernului, da? Am văzut foarte multe lor de poziție pe tema aceasta. Prima dată că va fi congres. Acum că nu mai e congres și mai bine că nu e congres în martie, că va fi un Consiliu Național sau ceva, Birou Național, Consiliul Național, deci după aia care convoacă congres. Adică orice decizie de la București este comentată la nivel județean sau local la modul pozitiv, chiar dacă ea contravine unei anterioare. Ei, nu mai știm care a fost bună și care a fost rea. Deci, pe undeva... Spuneți că practic nu mai există un mesaj personalizat la nivel local cu privire la probleme de aici și se preia totul de la centru? Unii au devenit niște roboți care repetă la nesfârșit niște decizii de sus, în așa fel încât totul să pară armonios. Dar nu este. Nu este așa. Și
Noi am muncit foarte mult la formula aceea de echilibrare pe care am impus-o printr-o negociere, inclusiv Uniunea Națională a Consiliilor Județene, Asociația Municipiilor, Comunelor, Orașelor. Am muncit mult și am gândit și am lucrat împreună, am fost în comisie cu Ministerul de Finanțe până am găsit formula de echilibrare care să țină cât de cât cont. Păi, dom'le, acum eu asigur minimum 15, da? Dar nu țin cont de faptul că o comună are o populație mai mare sau mai mică, dau un exemplu. Sau cheltuielile de funcționare nu sunt identice la fiecare din aceste instituții. Adică sunt multe criterii care ar putea fi puse în discuție. Dacă trebuie să umblăm la criterii. Mai mult decât atât, e adevărat că de multe ori la nivelul Consiliului Țean erau niște introduse subiectivisme. Cu asta sunt de acord. Dar, pe de altă parte, dacă s-ar fi lucrat corect, mai bine să știe la nivelul județului care sunt problemele și comunitățile în suferință decât de la București. Ați fost multă vreme primar al municipiului Baia Mare. Municipiile ședințe de județ sunt cuprinse cu 50 de milioane de lei. Dar nu primești 50 de milioane. Așa spunea... Nu. Deci, comunicatul de presă. Ce înseamnă 50 de milioane de lei la 3.000 de miliarde? Da? Adică, cum să vă spun, nu poți scădea sub această valoare. Când am fost municipiu de județ și eram primar, noi primeam, de exemplu, echilibrare pe an, nu știu, 3 miliarde și Borșa 28. Deci nu ajută cu nimic actuala administrație Băi Măreanu. E nesemnificativ lucrul acesta. Decizia s-a luat nu pentru municipiile rezidențe, ci pentru mulțimea de comune, pentru că acolo sunt și votanții, acolo sunt și mulți primari, acolo e alt electorat, ce să vă spun. Cum vă pentru pare... că municipiile și până acum, totuși, cât de cât se mai descurcau, nu aici erau problemele. Și orașele mici și comunele, aici au fost problemele. Dar puteau să se... Dar trebuia dezbătută chestiunea asta. Trebuia stat de vorbă cu structuri asociative. Trebuia făcute niște scenarii la nivel de țară. Trebuia scoase în relief excepțiile, că sunt unele care pierd mult la chestia asta. Sunt altele, cum spunea și ministru, au bugetul de 900 de ori mai mare ca anul trecut. Dar e logic? Eu aș vrea ca toate să aibă de 900 de ori mai mare, dar e logic ca o comună să aibă acum un leu și anul viitor să aibă 900 de lei. E brusc. Ea este o inechitate. De ce lor ăla crește de 900 de ori și la altul o dată și jumătate? Facem o scurtă pauză de publicitate, nu vă uitați ideea pentru că rămânem pe această temă, publicitate.